zile, nici nu știu cu care să încep. Ce s-a întâmplat, cum ați trăit voi din teren acest thriller? De fiecare dată, până la 2-2 am fost egalați. De unde ați mai găsit resurse să câștigați acest meci? La sperie, e mai mare. Nu știu de unde să încep, că am rămas fără voce, sincer. Prea multe emoții trăite. Nu mă gândeam niciodată că o să marcăm 4 goluri. 1-0, 1-1, nu mă așteptam, 2-1 la ei, după am revenit, am dat 2 goluri. Nu știu ce să vă zic. S-a văzut totul la televizor, s-au văzut emoțiile jucătorilor, românilor. Cred că s-a descoperit o nouă generație de fier. La 1-1 și la 2-2, v-ați gândit vreun moment să intrați într-un instinct de conservare, să apărăm acest rezultat de egalitate? Gândul nostru a fost să câștigăm meciul. Știam că la începutul meciului, când doar ce a început meciul, am intrat pe teren cu avantaj. Un egal îi scotea pe ei în calcule, dar ne făcea și nouă viața mai grea cu Franța. Trebuia să câștigăm. Când vezi pe teren că poți și vezi că ai speranțe că se poate câștiga meciul, mergi până la capăt. Încerci să marchezi acel gol în plus și să termini tu învingător. Unde a fost momentul de cumpănă? Unde ați simțit voi că nu mai puteați și a apărut o soluție? A apărut poate penaltul scos de Coman, a apărut golul 2 al lui Ioanis. Unde a fost momentul dificil? Când am început să marcăm, cred că s-au descoperit resursele, pentru că eu la un moment dat, nu numai eu, Ioanis, cred că toată linia de mijloc, alergasem atât de mult în prima repriză încât am zis că ieșim pe teren la a doua repriză și dăm totul până mai putem. Aveam schimbarea, aveam jucători care erau pregătiți să intre. Dar după ce s-au marcat golurile, pur și simplu din adrenalina pe care aveam, cred că niciunul dintre noi n-a vrut să iasă de pe teren și a vrut să termine meciul ăsta învingător, așa cum s-a întâmplat. Mai puteți și pentru meciul cu Franța? Mai găsim resurse? Păi, au trecut doar 2 meciuri. Mai avem destule aici. Spune-mi 2 vorbe de Florinel Coman. Ai crescut împreună cu el, astăzi a făcut poate meciul vieții, meciul pentru o țară întreagă. Te așteptai să se întâmple asta odată și odată? Eu știu pe Coman de la 11 ani, știu ce fel de jucător e, ce talent are și tot ce îi se întâmplă și sezonul acesta tot așa la FCSB a avut un sezon incredibil. Mie mi se par lucruri normale. Îmi doresc să-l văd cât mai sus pentru că merită. E un copil care muncește și mereu își vede de treaba lui, chiar dacă se vorbește foarte urât despre el. Este un copil talentat care, ca și noi toți, ceilalți trage până la capăt, până când nu mai poate și cred că s-a și văzut. Jucător care poate să facă diferența oricând, cum ne-a spus și mister, nu contează cine începe pe teren, contează cine termină. Trebuie să aduci acel plus de plus fizic, mental, tactic și normal tehnic. Și cred că Coman le-a făcut pe toate când a intrat. Băieți, vă mulțumesc în numele unei țări întregi și să sperăm că stăm până la finală aici. Da. Ne întoarcem, prieteni. O să revenim cu